Incendiu puternic noaptea trecută în centrul orașului Panciu, în județul Vrancea. Flăcările au cuprins o magazie, după care s-au extins la o altă anexă din imediată apropiere, dar și la o locuință vecină. Proprietarii gospodăriei de pe strada Libertății, care se aflau în casă în momentul în care a izbucnit focul, au fost alertați chiar de primarul orașului, care trecea prin zonă și a văzut flăcările. Haide, în casă mai e cineva? Am reușit să îi scoatem din casă, ei nici nu știau că incendiul s-a provocat la locuința lor. E acolo din spate. Gardul a fost dat cu motorin și a luat foc imediat și a venit aici. În doar câteva minute, focul s-a extins și la acoperișul unei locuințe din apropiere. Locuitorii din zonă au chemat pompierii și până la sosirea acestora au încercat chiar ei să stingă focul. Am încercat cu un stingător să stingem focul din zona de magazie, dar acesta s-a extins foarte repede, având în vedere faptul că și vântul bătea. Pompierii au intervenit la fața locului cu 5 autospeciale cu apă și spumă. Ei s-au luptat ore întregi cu focul, care s-a extins pe circa 400 de metri pătrați. Din fericire, nu au existat victime. Pagubele materiale sunt însă considerabile. Un incendiu violent a mistuit tot noaptea trecută și două gospodării din Mediaș, județul Sibiu. Două case și o anexă gospodărească s-au făcut scrum. La fața locului au intervenit pompierii cu mai multe autospeciale de stingere dotate cu apă și spumă, dar nu au reușit să salveze mai nimic din calea focului. În ambele cazuri, anchetatorii caută să stabilească ce anume a provocat incendiile.